Te salut și bine ai venit pe canalul Business to People. Eu sunt Marius Ardelean, angajat și antreprenor, iar în cadrul acestei serii de podcasturi vreau să-ți prezint poveștile unor oameni care se regăsesc în locul lor de muncă și care au găsit jobul ce li se potrivește. Astăzi vom afla mai multe despre ce face consilierul unui primar, cum poate ajunge cineva consilierul primarului și cum este munca la stat din perspectiva unui tânăr. Succesul sau împlinirea profesională le atingem doar dacă ne regăsim în munca pe care o depunem. Dacă la sfârșitul zilei, lunii sau anului vedem efectele muncii noastre, ajungem să ne automotivăm, să prosperăm și să ne dezvoltăm din punct de vedere profesional. Însă atunci când nu ne regăsim la locul de muncă sau nu ni se dă oportunitatea de a vedea efectele muncii noastre, beneficiile rămân strict la nivel financiar și poate nici acolo, dacă suntem plătiți la procent. Mai mult decât atât, ajunge să fim îngroziți de gândul de a merge la muncă și să ne urâm cel puțin 8 ore din viață zilnic, de luni până vineri. Și cred că aici trebuie schimbat ceva. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă sau vrei să te reorientezi în carieră, te invit să rămâi alături de noi și să afli câteva detalii despre munca de consilier pentru un primar. Poate acest job ți se potrivește și nici măcar nu te-ai gândit la această variantă până acum. Îl vedem la celălalt capăt al panelului. 30 de care, astăzi îl avem alături de noi pe Dragoș Toma, care este consilierul primarului din comuna Șincai. Eu și Dragoș ne știm de foarte mulți ani. Dragoș, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a ne vorbi despre munca ta. Mulțumesc pentru invitație. Să ne spui despre jobul tău. Și te rog, spune-le celor care nu îl cunosc încă pe Dragoș, cine este Dragoș Toma? Deci, personalitatea din spatele personajului Dragoș Toma este una foarte simplă. Un tânăr absolvent de drept, aici în Târgu Mureș, după cum s-ar zice, care este o fire destul de simplă, ambițioasă de fel, care nu a respectat, să zic așa, cercul ăsta pe care știe toată lumea. Practic, tu când ești absolvent de drept, ori te vezi notar, ori te vezi magistrat, ori te vezi avocat. Ei bine, eu n-am ales niciuna dintre aceste profesii și sunt foarte multe pe lângă, față de ce practic eu, undeva la vreo 15-16 care, teoretic, ai putea să le practici cu studiile juridice absolvite. Și am început să mă orientez spre administrația publică. Am început acest lucru acum 2 ani jumate, chiar după ce am absolvit, și de atunci chiar simt o oarecare pasiune în ceea ce fac. Felicitări! Îți spun din experiența proprie și eu, în timpul liceului, voiam să urmez o facultate în domeniul de drept, dar exact cum ai spus și tu, eu știam doar că există câteva profesii, 3 profesii, avocat, magistrat și încă câteva care, da, și notar. Și notar, da. Dar aparent studiul acestui domeniu poate să-ți deschidă mult mai multe uși din punct de vedere profesional. Da, trebuie să recunosc că și eu, chiar în momentul în care am absolvit, am susținut examenul de admitere la notariat. Deci, inițial, eu am ales, să zic așa, și facultatea de drept și parcursul meu din timpul liceului, fiind absolvent de științe sociale, a fost cu viziunea de a practica juridicul în domeniul notariatului. Chiar după ce am absolvit, am susținut examenul de admitere la Institutul Notarial Român. Am picat, dar pot să zic că m-am descurcat chiar onorabil la examen. Am avut un punctaj de 61 de puncte. În mod normal trebuia să fac peste 70 de puncte. Era dublu prag. Ca o scurtă comparație, în Barou, cine vrea să acceadă în Barou, dacă obține punctajul de 70 de puncte, cumulat pe toate probele, atunci dânsul este avocat. Ei se repartizează un loc în Baroul, Mureș, Cluj, București, depinde de ținut examenul. Diferența la notar era că exista un dublu prag, primul de 70 de puncte pentru a absolvi examenul, deci pentru a fi absolvent de examen, dar după aceea, în funcție de numărul de locuri care se alocau pe circunscripție, în speță județul Mureș, erau doar 2 locuri. Și atunci primii 2 cu cea mai mare notă reușeau doar să acceadă în profesie. În momentul în care am susținut eu examenul, cea mai mare notă a fost de 82 de puncte. Deci primii 2 au fost cu 82 la egalitate. Și atunci eu am fost undeva în top 5 sau 6, nici nu mai știu. Oricum, în fine. Pot să zic că pe moment a fost o dezamăgire, pentru că erau toate așteptările mele pe care le-am creat și le-am clădit din timpul liceului și a fost
o oarecare dezamăgire și personală, și profesională, și familială, să zic. Na, asta e cea mai... cel mai mare aspect care ne confruntăm cu presiunea societății, presiunea familiei și așa mai departe. Dar am trecut peste această presiune și m-am orientat înspre am găsit un job. Inițial am zis că o să stau un an de zile, o să învăț ca orice absolvent care își pică examenul de admitere și după un an de zile să încerc din nou. Însă soarta m-a dus în alte locuri. Și cum ai ajuns, din momentul în care, exact cum spuneai și tu, erai dezamăgit, cum ai ajuns în poziția de consilier? Deci, mai întâi de toate, eu am fost consilier parlamentar. Am lucrat la o doamnă deputat. Facțiunea politică nu cred că contează. Nu. Văzuse un anunț pe Facebook. De fapt, tata văzuse un anunț pe Facebook. Dar cine ar fi zis că dintr-un anunț sponsor pe Facebook poți să-ți găsești un loc de muncă? Eu, în momentul respectiv de menționat, n-aveam Facebook. Deci, l-aveam dezactivat. Mi-l dezactivase și tata văzuse anunțul. Și am zis, bun, dacă tot aplic la N-job-uri, hai să încerc. Eu mai lucrasem în domeniul notariatului, am lucrat în anul 3 la un birou notarial de aici, din Târgu Mureș, și am zis inițial, dacă tot vreau să mă duc înspre profesia respectivă, haide să mă angajez ca secretar, să fiu în interior, să mai învăț proceduri și așa mai departe. Aplicasem la câteva birouri notariale și vine tata, deci uite, este un anunț de consilier parlamentar. În momentul respectiv nu știam ce presupune. Când te gândești la consilier, stai un pic, bun, cazi pe Dex. Cauți pe Dex, consilier, a sfătui pe cineva, da. Acum n-ar sta sfeșnic acolo, vorba bine. Te gândești că la în trecut, în antichitate, când era împăratul și cu sfeșnicul, sfătuitor. Da. Și orice decizie, da, trecea pe la sfătuitor sau orice mâncare, că da, atunci era chestiunea că era o trăvită și privată, era unul care gusta. Da. Bun, dar văzuse tata anunțul pe Facebook, presupunea să trimiți un CV și o scrisoare de intenție. Nu era specificat unde era postul respectiv, în Mureș sau la Parlament în București. Eu eram dispus să mă mut, dat fiind faptul că eram absolvent, am zis, de ce nu? Până la urmă am trimis scrisoarea de intenție, aparent toată activitatea desfășurată la birou teritorial în Mureș și am mers la interviu. Un interviu destul de atipic, practic nu se cereau anumite cunoștințe, că în ziua de azi pentru fel și fel de joburi, se cer anumite cunoștințe pe care trebuie să le ai dobândite și se pun întrebări, de obicei întrebări din domeniu. Ei bine, eu fiind tânăr absolvent, m-am uitat să mă acolo, am zis, bun, teoretic am merge în clianță spre administrație publică mai mult decât strict juridic. Mi-a expus, pentru că dânsa deja avea 2 ani din mandat parcurs, deci ea știa exact cu ce se mănâncă, mi-a expus cam care vor fi atribuțiile. Nu a avut anumite pretenții de cunoștințe din partea mea, în sensul să-mi pună întrebări legate de juridic sau așa mai departe, ci doar dacă eu cred că m-aș plia pe ceea ce caută ea. A fost o simplă expunere, o simplă descriere a personalității mele și după care am plecat de acolo și am zis, bun, primul meu gând când te gândești că te poți angaja la un deputat, i-ai dat postul, că da, așa se întâmplă, primul gând, e clar, i-ai dat, e pe bile, cineva din partid, dacă nu, așa mai departe. Ca după o săptămână să fiu sunat și să fiu chemat la un al doilea interviu, cum ar veni etapa semifinală-finală. Bun, m-am bucurat să aud totuși că nu era promis postul. Am zis, bun, până nu mă văd în post, da, se putea să mă fi sunat din complezență, nu știu exact câte CV-uri, nici în ziua de azi nu știu câte CV-uri au fost. Mai mult de 10 aia e sigur, că știu cum ne-au programat atunci. M-am dus la interviu din etapa finală, am avut inclusiv discuția de salariu și așa mai departe, pretențiile pe care le-am, după care am fost sunat după o săptămână, când deja mă gândeam că primeam clasicul răspuns. Te vom suna și te vom anunța și dacă cumva nu te vom alege pe tine. Trecuse o săptămână, mai mult de o săptămână, că asta era chestiunea, o săptămână jumătate, am zis, bun, clar, nu m-a sunat, clasic, respins. Și într-o dimineață la ora 9, fiind în vacanță oarecum că nu lucram și dormeam clar la ora 9, am fost sunat și mi s-a spus că, bun, pe tine te-am ales dintre cei pe care am intervievat, de când aș fi dispus să încep. Eu abia mă trise, nu înțelegeam ce se întâmplă. Am fost fericit să aflu că am fost selectat, marele câștigător al loteriei respective. Și când m-am prezentat, foarte interesant și un pic psihologic, deci mi-a plăcut foarte mult de doamna deputat, pentru că ea nu a menționat câte posturi sunt. Și noi știam că e un post de consilier. Și mă prezentasem în ziua în care trebuia să semnez actele cu încă o doamnă. Și eu am spus,
doamna deputat și a zis că și eu aștept pentru angajare. Și eram gen, și eu aștept pentru angajare, dar era un post. Bun, deci înseamnă că am ajuns numai în etapa finală acum. Ce se întâmplă? Ca să ne spună ulterior că de fapt au fost două posturi de consilier și a ales două persoane. Și a fost chiar o chestiune psihologică interesantă și pentru participanții la interviu, cu fost o motivație că na, eram 10, 20, 30 pe un loc, dar de fapt erau două locuri. Bun, și fizic ce se întâmpla acolo, nu pot să zic că necesita neapărat studii juridice. Da, era un avantaj, pentru că până la urmă era o chestiune de consiliere, dar nu neapărat doar a doamnei deputat, ci faptul și în relația cu cetățenii. Pentru că mulți cetățeni veneau în nevoile pe care le aveau la doamna deputat pentru a afla ori informații de natură juridică, ori informații în relație cu alte autorități din administrația publică și atunci oarecum noțiunile juridice mă ajutau să identific mai repede, să soluționez mai prompt problema, să zic așa. Am înțeles. Foarte interesant parcursul și e foarte interesant modul în care ai ajuns să preiei această primă funcție. Tu, în momentul de față, ești consilierul unui primar. Da. Din câte am înțeles. Da. Cum ai ajuns consilierul unui primar sau dacă a fost exact același mod de selecție ca și pentru un deputat? A fost un oarecare mod de selecție intern, adică până la urmă ormei primarul sau viceprimarul, depinde de situație, au dreptul de a avea un număr limitat de consiliere în funcție de mărimea OAT-ului. Ei bine, în speță aici era vorba că... Scuze-mă că dintr-o mărimea, da, OAT înseamnă mărimea localității... Localității respective, da. În funcție de numărul de... De numărul de populație. De exemplu, la Mureș, marele caz cu 10 consilieri, 4 consilieri pentru viceprimar și 6 pentru primar. Deci el e în drept să aibă 6 consilieri, dat fiind faptul că e și municipiul reședință de județ. La comună avea dreptul la 2 consilieri. Dânsul nu voia să angajeze 2 consilieri, voia doar o persoană cu experiență oarecare în administrația publică. Ei bine, eu am fost contactat de dânsul, mi s-a propus o ofertă, mi-a explicat despre ce este vorba, este la primul mandat, până reușești oarecum să te înveți cu toate mecanismele și pârghile, e clar că ai nevoie pe lângă tine de câțiva oameni de încredere care mai au și ei un pic habar. Acum n-ai cum să le știi pe toate, că e imposibil să le știi. Important e să știi unde să cauți și cum să găsești o soluție. Adică nu să fii persoane open-minded, știi, care să găsească soluții și să nu respingă oamenii, pentru că cel mai nasol e când mergi într-o instituție publică și te pasează de la un birou la altul sau te respinge și încerci să-ți cauți alinarea în alte locuri. Exact asta se întâmplă la doamna deputat. Ajungeau oamenii de genul care au respinși de instituții publice, fără a primi informații, pentru a li se soluționa speța. E oarecare acolo a fost avantajul meu, să zic, și de aceea am eu și făcut o ofertă care oarecum m-a tentat, pentru că eram în ultimele luni la jobul de consilier parlamentar. Doamna deputat a candidat pentru încă un mandat. Eu i-am spus că în momentul de față, după un an și 6 sau 7 luni petrecute la dânsa, da, îmi plăcea mult și mentalitatea ei și modalitatea de lucru și atmosfera care s-a creat acolo, însă simțeam că ăsta ar fi un pas mai bun pentru mine pentru a evolua în carieră. Și atunci a fost o despărțire super amiabilă, efectiv am stat și la o cafea, în ultima zi am mâncat o pizza, clasic, ca de plecare sau de zi de naștere, și după aceea am acceptat oferta de aici. Ce vreau să evidențiez, pentru că te-ai întrebat de modalitatea de recrutare, în situație de genul ești personal contractual, deci ești funcționar privat. Eu nu sunt funcționar public. Ca să fii funcționar public trebuie să susții un examen pentru accederea în corpul funcționarilor publici. Și acolo e diferența. Practic tot ești salariat, plătit din bani publici, însă nu ocupi o funcție publică. Deci ești personal privat. La fel cum ai fost numit prin dispoziția primarului, sau mă rog, dispoziția conducătorului entității respective, la fel poți să și pleci mâine, dacă, mă rog, nu îndeplinești obligațiile contractuale sau există un conflict sau așa mai departe. Și dacă ești angajat al statului, pleci mai greu mâine? Da. Pentru că, de exemplu, ca și cazul mult vestit cu domnișoara care a făcut un master la master, care a fost angajată funcționar public într-o primărie, da, exact, la Apele Române, a susținut examenul de admitere într-o primărie și din primăria respectivă s-a transferat la Apele Române. Și atunci era un
procedeu simplu. Odată ajuns funcționar, e mult mai ușor să te miști, să zic așa, în sistem și între instituțiile statului. Ei bine, ea acum, după scandal, a plecat din cauza că și-a dat demisia. Putea fi cercetată, disciplinar putea fi sancționată, putea să dispună, practic, înlocuirea dânsei. Însă era o procedură care dura în timp. Și atunci, asta e diferența esențială și vorba aceea cu călduți la stat. Odată ce obții o funcție publică, dacă nu comiți abateri disciplinare grave, greu zbori din instituția respectivă. Ceea ce poate fi și un avantaj și un dezavantaj în acest timp. Un avantaj pentru funcționarul care e vizat, un dezavantaj pentru cel care efectiv vine acolo și vrea să se facă treabă, nu să se tărăgânească, jetuiască oamenii și așa mai departe. Da. Deci cam asta e latura și diferența. Da. Deci cumva, asta chiar nu știam, că un angajat care lucrează pentru stat, de fapt poate să aibă condițiile de la privat. Pentru că în mediul privat, într-adevăr, nu ți-ai făcut treaba, dragul meu, ești, ușa ți este deschisă să pleci, nu îți convine, pleci. Și, și mie ca și, ca și companie privată, dacă simt că tu nu te ridici la potențialul locului tău de muncă, sau la nivelul locului tău de muncă, îți deschidem noi ușa. Corect. Și asta e un lucru foarte bun, să știi că, măi, și la stat se poate face acest lucru dacă se dorește. Și cumva chiar trebuie să felicit administrația Comunei Șincai pentru această inițiativă. Cu atât mai mult cu cât spuneai că domnul primar este la primul mandat și cumva a știut că are nevoie de oameni noi, dar și pricepuți. Adică cumva a fost conștient de faptul că nu poate să înceapă chiar de la zero și atunci a pornit cu oameni, cu oameni pricepuți în, în această meserie, de, în această misiune, misiune de, de da, primar. Corect, corect. Bine, bine evidențiat. Da, păi asta a fost și dorința lui. Și în același timp, încă o diferență, la fel pe care o explicam. La un funcționar public, mult, pe un funcționar public, de fapt, mult mai greu îl recrutezi. Deci așa că m-a adus pe mine, ca și personal contractual, printr-o dispoziție, semnat totul frumos, într-o zi rezolvată toate, pentru un funcționar, o procedură de recrutare e undeva la 2-3 luni. Pentru că acolo se înștiințează Agenția Națională a Funcționării Publice, se organizează un concurs cu 15 zile înainte, după ce trec cele 15 zile se afișează pentru 30 de zile pe site, vine lumea, își depune dosarul, se dă examen, după e o procedură se de confirmare de 15 zile, da, corect. Deci undeva la 3 luni durează să recruteze o persoană în administrație, ca și funcționar public. Da. Ca și personal contractual, ai o oarecare lejeritate din punct de vedere al recrutărilor, dar, din nou, lumea caută să meargă pe funcție publică, de execuție sau de conducere, fie în funcție de... așa. Da? Doar pentru a avea stabilitatea respectivă. Da. Că de multe ori auzim de stabilitate, da, stat da, la stat și așa mai departe, da, care probabil o să abordăm în subiect pe care îl abordăm mai târziu. Și el m-a adus pe mine în ideea în care nu mai există secretar general al comunei. Secretarul e stâlpul de bază al primăriei. Și în momentul de față noi nu avem funcția de secretar ocupată. Din păcate, față de alte instituții, noi nu avem 100 de angajați, avem 1600 de locuitori și 10 angajați activi. De aici mă refer cu tot cu șofer de microbuz și așa mai departe, deci cu tot cu personal necalificat și cam 4 persoane care întocmim acte în primărie. Și atunci avem oarecum delegate atribuțiile între noi pentru a eficientiza sistemul de lucru. Și da, nu e ușor, dar îmi place ceea ce fac. Asta cred că e important. Și e important în orice ce faci, da, până la urmă, ormei, ca să-ți placă, să-ți existe o pasiune. Da. Pentru că altfel lucrezi atunci și nu te întorci cu scârbă de la lucru și abia aștepți numai să treacă ziua, luna, să-ți iei banii și așa mai departe. Da. Și cu, să trăiești cu speranța că toată lumea e fericită, că tu ți-ai luat banii. Și atât. Da. Și asta chiar e o chestie surprinzătoare, faptul că dacă nu e atât de călduț locul tău de muncă, nefiind angajat, nefiind funcționar public, cumva ești și motivat să menții standardul sau să te îmbunătățești, corect, din punct de vedere profesional, în mod constant. Corect, corect. Adică să nu te plafonezi. Și asta te ajută, corect, și pe tine ca și individ, pentru că eu nu cred că o să te vezi îmbătrânind în
funcția asta. Nu. Dar oricum te ajută să te dezvolți și nu, să nu-ți oprești dezvoltarea la 25, 26, până 30 de ani. Să nu-ți oprești dezvoltarea la vârsta asta și să te dezvolți din punct de vedere profesional. Mie mi se pare că în momentul de față avem oricum mult mai multe oportunități, sau nu neapărat că mult mai multe oportunități, și o mentalitate mult mai deschisă și mai libertină. De exemplu, poate, nu știu la părinții tăi cum e situația, dar ai mei cam la locul de muncă pe care și l-au luat după ce au absolvit fie studii liceale sau superioare, cum erau pe vremea respectivă, ei frecventează același loc de muncă și cam de obicei, până la pensionare, toată lumea vizează același loc de muncă. Nu știu, nu mi se pare o mentalitate pe care eu aș aplica, nu neapărat corectă. Fiecare își decide care e mentalitatea corectă pentru el sau pentru ceilalți. Dar eu consider că noi putem să fim într-o dezvoltare continuă și asta am urmărit și eu și asta, de asta am și ales să continui într-un alt domeniu. Acum că rămân un an, 2, 3, 4, 5, nu știu, nu mi-am impus neapărat. Am zis cât timp sunt acolo, eu vizez să fac treaba cum trebuie. După aceea văd unde mă duce, unde mă duce viața, vorba respectivă. Dar asta e un început. E un început, văd cum funcționează la o primărie și, mă rog, o instituție de genul și la un nivel mult mai mic și poți să ajungi la un nivel macro. Fie vorba de un municipiu, fie vorba de capitală, nu știi niciodată unde, pe unde poți să ajungi. Da. Nu știu de unde sare iepurele. Nu știu, cum se zice, da, exact. Și cum arată o zi normală din viața unui consilier al unui primar? Nu știu, cred că poți numi zile normale. O zi obișnuită. Sau, da, o zi obișnuită. Noi începem munca la 7:30, programul de la 7:30 la 3:30, indiferent de zile, deci nu avem zile scurte, zile lungi, cum se practică la alte primării, la noi la 27, 3, 29, dacă vine cineva în primărie, încă se pot soluționa rapid ce acte au nevoie. De obicei, dimineața avem o oarecare ședință, cel puțin pe drum, că suntem trei colegi care facem naveta, prin care ne stabilim task-urile pe ziua respectivă. Ei bine, pe cât îți trasezi tu task-urile pe ziua respectivă, fie că e vorba să răspunzi la diferite adrese la prefectură sau să pregătim proiectele pentru ședința de consiliu local sau alte comunicări, să spunem alte comunicări care vin pe e-mail, niciodată nu reușești oarecum să îți creezi un time management stabil și să zici până la 10 transmit, până la 11 transmit X, până la 12 rezolv Y și așa mai departe. Pentru că, având în vedere că ești direct implicat în relația cu cetățenii, fiecare își vin cu sprețele lui. Și apoi, romanul eu nu vorbea rău, mai ales când era vorba de pământ și asta se aplică și în comune. Și în perioada, de exemplu, de acum, toată lumea vine ca să-și registreze fel și fel de dosare pentru subvenții, fel și fel de discuții pe pământ și fel și fel de spețe până la urmă. Fiecare cetățean și-ar necazurile. Ei bine, și atunci, cum se zice de pe vremuri, că atunci când te muți într-o comună trebuie să te împrietenești cu primarul, șeful de post și preotul, cine e principalul și capul care îți rezolvă orice problemă. Adică, na, dacă nu merge curentul, mă duc la primar să zic, nu merge apă, mă duc la primar. Nu știu ce s-a întâmplat în comună, trebuie să mă duc la primar să văd ce soluție îmi dă. Și atunci, oarecum, toate liniile pe care le trasez în dimineața respectivă pentru a fi soluționate se mai au mână, dat fiind faptul că vin cetățenii cu speciale lor personale pe care, în mod normal, tu ești plătit din bani publici, tu ești acolo ca să-i ajuți și să fii stâlpul în relația cu cetățenii și să le soluționezi problemele. Ceea ce mi se pare normal în orice instituție publică. Da. Până la urma urmei, din banii și din taxele și impozitele lor ești plătit. Acum, clar, nu poți face pe avocatul, nici pe avocatul diavolului, nici soluționa diferent de divorțul și așa mai departe. Că îți fie și fel de spețe, dar măcar să fii, să-i asculți și să încerci să le oferi o soluție care să ajute și pe ei să fie rezolvabilă din punct de vedere legal sau... Da, dar tu poți să-i îndrumi către un avocat. Sau poți să-i îndrumi către un avocat în funcție ce special, că e clar, nu poate să vină la primar și să zică, bun, de mâine pământul e al lui X și celălalt pământ e al lui Y. Dau un exemplu. Sau să-i pronunțe divorțul într-o cauză sau așa mai departe. Clar, nu unele chestiuni sunt de competența primăriei, dar noi putem să-i îndrumăm pe oameni sau măcar să le oferim un sfat din punct de vedere legal și așa mai departe. Pe lângă că, acum ne întoarcem la cum începe ziua, pe lângă task-urile pe care ți le trasezi și spețele care s-au vii pe parcurs, întotdeauna vor fi noi comunicări din partea instituției prefectului,
din partea serviciilor publice de concentrate, care teoretic îți conferă un oarecare termen de rezolvare. Acum, la anumite instituții și de concentrate, dacă puteai de ieri să dai răspunsul, era perfect. Dar n-ai cum. Atunci îți alocă un termen de 2-3 zile pentru soluționarea spețelor. Și de când s-a angajat la primăria Șincai, nu pot zic că am avut o săptămână, deci 5 zile de lucru legate, în care la final de zi să zic, bun, nu mai am nimic de lucru. Deci asta nu s-a întâmplat niciodată, pentru că ori îți faci, și acum nu că te prefaci, ori ți se dau anumite task-uri, pentru că, din nou, eu cu lucrare între departamente și dat fiind faptul că și suntem puțini oameni, o anume persoană când vine și primește o speță, se consultă și cu ceilalți. Chiar dacă eu, de exemplu, nu semnez direct pe acte, dar vine și mi se cere opinie. Și asta doar pentru faptul că am absolvit studii juridice, care din nou nu era o condiție necesară și obligatorie pentru a fi angajat în calitatea pe care o exerci. Dar care te ajută foarte mult. Dar care mă ajută foarte mult. Care pot zic că e un avantaj. Da. Spuneai că pe poziția ta, la locul tău de muncă, da, dacă nu ai de lucru, adică da, nu sunt momente în care tu să nu ai de lucru, pentru că fie îți faci, da, îți amintești din trecut, da, ce ai de făcut, fie ți se dă. Da. Asta, din punctul meu de vedere, e o paradigmă pe care n-am mai auzit-o la cineva care să lucreze la pentru stat. La stat, da, și să spună că, băi, eu lucrez la stat. Deci dacă e o chestiune foarte... Adică o chestiune pentru care l-apreciez foarte mult pe domnul primar, îi că încearcă să îndrepte anumite neregularități care au fost în trecut. Și e clar că nu ai cum să te naști învățat, exact ce vorbeam. Și atunci, acum te confrunți cu diverse spețe și diverse situații în care n-ai mai fost până acum, încerci să le identifici, să vezi cum s-au soluționat în trecut și cum poți să le soluționezi tu mai bine. Și să fie până la urma urmei în interesul cetățeanului, că pentru el lucrezi. Și atunci, fie că vorbim de anumite documente care trebuie reactualizate, anumite regulamente care trebuie reactualizate, sau anumite situații care trebuiesc a fi implementate mai bine decât erau în trecut, e clar că atunci când îți termini tu task-urile pe care ți le-ai propus, încerci să identifici, în primul rând, soluția mai viabilă decât cele care erau adoptate în trecut. Și atunci e clar că, de exemplu, eu acum lucrez la regulamentul de organizare și funcționare primării. L-am luat pe cel care a fost adoptat în 2017. Clar, de atunci se schimba legea administrației publice, acum se funcționează totul pe baza codului administrativ. E clar că trebuie implementate anumite actualizări, dar care să nu fie numai pe hârtie, să iei din cod și să copiezi, să faci un regulament, să fie și practice, da, și folosibile până la urmă. Ce e mai important în secolul 21 este să nu mai circule persoane, să circule documentele. Și trebuie atunci să găsești o anumită funcționare optimă. Altfel nu proceduri. Păi, niște proceduri. Exact, niște proceduri optime. Poate astăzi apuc o oră să lucrez la ele, poate mâine două, poate mai amintesc peste 4-5 zile, când mai am timp, când întotdeauna, după cum ziceam, niciodată nu a fost să zici, bun, astăzi stau efectiv și mă uit pe pereți. Nu, tot timpul se găsesc anumite aspecte de soluționare. Și atunci, după ce identifici și încerci să rezolvi situațiile anterioare, clar vor apărea situații noi. Că până la urmă mai trebuie să aduci și la zi ce nu a fost soluționat în trecut, dar în același timp să te ocupi și de comunicările care vin în ziua respectivă și sunt anumite termene care neapărat să le anticipez, că sunt clar stabilite pentru anumite comunicări, să te încadrezi și în termenele respective, deci să lucrezi pe viitor, cum ar veni și atunci. Atunci, în prezent, lucrezi în trecut, în prezent și în viitor. Deci e o chestiune foarte interesantă. Da, știi că e foarte ciudat să auzi pe cineva că lucrează la stat și lucrează. Păi da, adică... pentru că la fel de bine, cum am zis, că noi suntem o mână de oameni. Deci, efectiv, o mână de oameni. La un moment dat am venit, amuzant o paranteză, cu mașina în oraș. Și în dreapta mea era contabilul, în spatele meu era inginerul agricol și referentul agricol. Ceea ce înseamnă 4 din 5 funcționari ai primăriei, adică care efectiv întocmesc acte și au relații cu publicul. Deci aproape toată primăria, prin afară de primar și de viceprimar, eram în mașina aia. Efectiv, și am început să râdem, ceam o glumă. No, Doamne ferește, se întâmplă un accident sau ceva, că jumate din primărie pică. No. Și mai sunt situații imprevizibile, de exemplu și acum cu pandemia. Unul prinde contact direct cu o altă persoană. Bun, clar, intră în carantină în acea perioadă, cineva trebuie să-i suplinească atribuțiile, iar se împart. Deci tot timpul, dar tot timpul o să găsească ceva de lucru.
La fel de bine poți angaja un om, că se poate angaja un om, a se vedea Apele Române, așa, sau alte instituții care efectiv numai să-ți facă xerox-uri și să-ți bage în țiplă foliile, că se poate întâmpla și asta. Dar până la urma urmei, cu ce rost? Cu ce rost? Mai puțin și mai eficient. Și încă o chestiune, dacă îți mai puțin, nu înseamnă că primești bani mai mulți. Deci nu e o chestiune că... Oricum, tu ești limitat ca și număr de angajați. Deci, în funcție de populație, anual, se stabilește numărul maxim de angajați pe care poți să ia. Și noi, ca și primărie, putem să avem 30. Și aveți 10. Da, efectiv, în funcție. Avem 24 sau 25 de funcții prevăzute, dar majoritatea sunt vacante. Și atunci, practic, ne descurcăm cu cât suntem. Deci da. Aveți un tren care funcționează cu o treime din da. Cât... Da, din cât s-ar aloca. Dar alte primării de rangul nostru poate au 30 de funcționari. Da. Care poate nu toți 30 de funcționari au de lucru. Acum nu vreau să judecă. Da. Și eu prima dată când m-am dus, la, în prima mea zi la job, am zis, bun, poate fi stresant la o primărie de conștient. Ce se poate întâmpla? După, hai... O oră, cred că am renunțat la ideea asta. Două fie să nu exagerez, două am renunțat. Deci din prima zi. Da, din prima zi. Și pe aia s-a, a fost prima zi așa. No, e chestie de obișnuit. Trece o săptămână, două, trei, o lună, jumate de an, imediat. Și încă n-am renunțat la idee. Deci, da, de multe ori îți propui să faci anumite lucruri și chiar discutam și cu domnul primar și ne-am stabilit anumite targeturi fixe. Ziua asta altceva nu facem. Și din altceva nu facem, am făcut doar altceva din altceva care am zis că nu facem. Și n-am făcut nimic din ce ne-am propus, practic. Da. Nu era o chestiune rea, pentru că am rezolvat alte situații, dar acel altceva e clar că duci pe mâine. Da. Și la un moment dat e un amalgam așa, care dacă totul duci pe mâine, 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 nu e în regulă. Da, acum, ori despre ăsta nu se plătesc, dar nu... Din păcate la stat e chestiunea asta, programul e fix, nu e ca la privat. Dacă tu ai ceva în plus, de obicei la privat stai, că e vorba de una, două, trei, patru, cinci, șase ore, depinde. Depinde dacă vrei să stai sau nu. Corect adică... și asta. Corect și asta. Nu-i imperios sau, mă rog, nu te poate obliga neapărat angajatorul. Da. Doar că e chestiunea aia că lucrezi la patron, cum se zice așa, în termen clasic. La stat, și toată lumea știe asta și aici n-am nicio CSL, la finalul programului și jaros. Da. Dar au fost situații când o trebuie să stăm și am stat, că până la urmă e ok, acum o jumătate de oră, o oră, nu ți-i plătită, nu-i capăt de lume. Măcar te știi tu mai liniștit că ai reușit să-ți iei de pe cap ceva ce trebuia să faci, poate următoarea zi la prima oră. Eu sunt adeptul la chestiuni genului. Și au fost zile în care mi-au luat și temă de acasă. Deci mai ales în... și încă sunt în perioada de început, dar chiar în prima lună și a doua lună, deci primele două luni, îmi luam foarte mult de documentat acasă, nu neapărat poate de documentat și scris, redactat acte, cât efectiv să mă informez. Deci știam că următoarea zi trebuie să-mi tocmesc, de exemplu, o hotărâre de Consiliu Local care să vizeze un X subiect. Și eu atunci acasă luam efectiv legislația, o studiam pentru întocmirea hotărârii Consiliului Local respectiv. Sau mă uitam peste alte modele, de la cum au făcut alte primării, cum au implementat alte primării, pentru că până la urma urmei, de bine, de rău, nu am pune noi coada la prună, că mai pot să o alții. Roata nu trebuie reinventată. Da, corect, 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 corect. Și atunci, cumva, eu am mers pe, întotdeauna pe work smart, not hard. Dar, de multe ori și work smart presupune să lucrezi și mai multe ore decât e necesar. Da. Nu neapărat. Da. Dar aici, na, e o altă discuție. Și... Care sunt, de fapt, atribuțiile din fișa postului pentru un consilier al unui primar? Deci, dacă e să luăm strict pe atribuții, care de multe ori îți vaci și strecute doar pentru a fi trecute, nu zic neapărat în cazul meu, zic că în general, eu teoretic ar trebui să mă ocup de agenda primarului, care oricum mă ocup, de audiențele primarului, de adresele care vin către primar și care vizează informații de interes public sau sunt adresate direct primarului, de toate comunicările și informările și dacă ar fi să iau strict pe chestiunea și, mă rog, să-l reprezint și să-l informez cu privire la desfășurarea activității din primărie, cu privire la proiectele de hotărâre de Consiliu Local, cu privire la activitatea celorlalte compartimente, cam astea ar fi așa rezumate strict. Dar, dat fiind faptul că niciodată nu pot zic că m-am dezis de la lucru, eu am preluat și din atribuțiile de secretariat
indirect, adică l-ajut pe colegul care e secretar și l-ajut să documenteze anumite hotărâri pe consiliul local, dispoziții ale primarului care sunt actele emise de primar, deci dispozițiile de primar. Și orice mi se dă, dacă mi se dă să fac un serial, nu o să mă dezic. Dacă mi se dă să pun într-o folie, nu o să mă dezic. Dacă trebuie să fac orice altceva, eu chiar nu am de ce să mă dezic. Adică, până la urmă, fișa postului nu poate să cuprindă toate atribuțiile care ți se pot ție delega, să zic așa. Și atunci îs trecute ele pe hârtie, clar, alea de respectat, dar în același timp tu poți să îndeplinești orice alte atribuții care ți sunt delegate. Și că lumea se gândește că tu poate stai ce poți consilia la un primar. Eu îl apreciez pe domn primar pentru că înainte de a lua o decizie sau o hotărâre, pur și simplu se consultă atât cu mine, cât și cu viceprimarul, cât și cu alte persoane din instituție pentru a lua o decizie corectă și fundamentată, fie din punct de vedere legal, fie din punct de vedere moral, că există acum două chestii. Bine, niciodată nu o să treci de legalitate, dar asta e important. Dar atunci să fie cea mai bine documentată decizie. Și, practic, nu stau toată ziua în cârca lui, cum ar crede poate unii, cu o agendă în spatele lui și notez aici consilier, da, notează, da, notează, așa mai departe. Nu, nu se întâmplă asta. Sau se sufli tot timpul în ureche. Practic, când cineva vorbește, eu înainte să zică el să stau și să-i zic toată informația pe care te zică. Nu, pur și simplu dânsuși exprimă opinia, mă consultă și pe mine în fundamentarea opiniei respective și, în același timp, cetățeanul care vine, de multe ori interacționează prima dată cu mine sau interacționează numai cu mine. Există și situații de genul. Eu am birou chiar în antreul primarului, cum ar veni. Și sunt spețe în care domn primar ieși și pe șantier sau trebuie să fug la prefectură sau așa mai departe și atunci preiau eu o parte din spețe pe care poate reușesc să le documentez până se întoarce dânsul și până să fie, să fie soluționat. Sau mai sunt persoane care vin, intră direct în biroul dânsului și sunt chemat și eu să asist la discuție în cazul în care poate dânsul omite sau, mă rog, întotdeauna e bine să fie mai multe persoane. O a doua opinie. Corect. Și asta am apreciat, pentru că mi se pare că și nu numai în primărie, în orice instituție publică trebuie să fie forul ăsta decizional. Deci nu o persoană decizională, da, care să taie și să spânzure sau, mă rog, să facă, vrea să facă XY proiecte, ci un for decizional. Pentru că și eu am opinie și tu ai opinie. Poate eu consider că opinia ta e proastă, consider că opinia mea e proastă. Bun, dar mai vine a treia persoană care totuși ne prezintă o opinie la care amândoi achiesăm. Și totuși, uite, aia poate fi o soluție mai viabilă. Sau nu în același timp, dar din mai multe persoane care pot să găsească o soluție, eu zic că se găsește o soluție mai viabilă. Adică se ia o singură persoană o decizie. Da. Pe care poate după o regretă. Și după cine soluționează? Că nu o să soluționeze factorul decizional, o să soluționeze ceilalți. Și așa mai funcționează majoritatea instituțiilor, din păcate. Da. Ce-mi povestești acum nu e o situație nemaipotrivită într-o companie cu capital privat, dar pentru o companie de stat, mie unul mi se pare o chestie ce n-am mai auzit eu niciodată. Nu știu, uite, poate, scuze că te-o, poate eu am, acum știu sigur că nu toate instituțiile funcționează așa, dar nici că toate instituțiile sunt rele. Dar exact pe același mecanism a funcționat și la doamna deputat și asta m-a ținut în locul respectiv de muncă, pentru că, sincer, după cum zicea, avem libertate, nu-ți place, pleci. Am stat. Și la fel a funcționat și acolo. Și mi s-a părut că am avut o eficiență mult, mult mai mare. Și acolo și aici. Dar, din nou, nu toate instituțiile funcționează după același principiu. Da. Bine, depinde foarte mult de instituții. Pentru că și eu, în anumite instituții publice, am avut și am trăit experiențe interesante. Nu am avut probleme, am fost ajutat și problema mea s-a soluționat rapid. Și eficient. Și asta căutai până la urmă. Da. Dar, într-adevăr, au fost și sunt și instituții în care mergi și stai și te plimbi de la un ghișeu la altul și nimeni nu știe ce trebuie să faci, du-te la etajul 1, du-te la etajul 3, după care te duci la 1, la 3, la 1, la 3, faci scări. Corect. În care faci scări. Și exact ce ziceam, circulă oamenii în loc să circule documentele. Da. Adică eu nu înțeleg nici în ziua de azi tu cum din aceeași instituție ai nevoie tu să mergi să soliciți un document al tău. Adică în loc să transmită de pe calculatorul X, pe calculatorul Y, să-l atașeze la dosar, nu. Tu trebuie să mergi până, cum zici tu, faci scără 1-3-1-3, ca să te duci să faci o cerere și acolo să te libereze documentul și cu documentul respectiv te duci înapoi la 1 să-l predai. Eu asta n-am înțeles în viață.
N-am înțeles. Cred că omul sfințește locul. Corect. Dacă oamenii buni se strâng la un loc, atunci chiar și o instituție de stat poate să funcționeze în parametrii optimi. Corect. Și cel mai important, părerea mea, e că trebuie să vrei să nu faci numai ce ți-i trasat în pătrățica ta. Exact ce ziceam. Deci strict în fișa postului. Pentru că atunci, da, tu una, două zici, nu eu mă ocup. Și auzi răspunsul ăsta. Nu la mine, du-te la etajul X sau du-te la persoana Y. În același timp, tu poți să-i telefonul, să dai telefonul. Da. Nu întâlniți, te rog, documentul domnului X sau Y sau nu vii, te rog, până aici acasă, nu-l pun pe omul ăsta să meargă. Nu o să se întâmple. Nu în toate, dar nu o să se întâmple. Da. Nu o să se întâmple. Da. Pentru că mulți, dacă asta e pătrățica, atâta fac. Problema lui când avem un pătrat cu patru pătrățici. Și la un dat există o pătrățică care are un pic din toate. Ei bine, cine o soluționează aia dacă niciunul dintre ei nu vor să treacă peste pătrățica aceea? Și acolo se pune un semn de întrebare și acolo suferă omul. Da. La finalul zilei, este jobul de consilier al unui primar, este un job stresant? Având în vedere că există și un volum mare de lucru, de multe ori te stresezi că s-ar putea tu să uiți anumite lucruri. Stresant poate fi dacă ți induci tu și rămâi oarecum conectat în permanență la locul de muncă. Eu încerc când mă întorc în oraș și oarecum făcând naveta, asta e un avantaj, să zic. Un avantaj, dezavantaj în același timp, dacă te duci mai devreme, ajungi mai târziu acasă. Avantaj din perspectiva faptului cu cât te îndepărtezi de locul ăla, dacă înveți în timp să-ți lași o parte din gânduri și probleme, să zic așa, acolo reușești oarecum să te relaxezi pe restul timpului pe care l-ai în ziua respectivă. Stresant dacă îți porți problemele cu tine. Eu de obicei de multe ori când merg înspre casă, mai notez pe telefon în notes anumite chestiuni urgente de soluționat. Deci avem o chestie foarte interesantă cu domnul primar, ne dă mesaje la care nu ne răspundem, cu chestii, cu task-uri pe care trebuie să le facem, dar numai să nu uităm, să le avem acolo în mesajele și atunci dimineața ne uităm și bun, aia și așa mai departe. Sincer, cred că cel mai stresant job, o zic, a fost primul în care efectiv, pe lângă că exista și o implicare totală, exista și o implicare totală vis-a-vis de stres și na, era prima experiență cu un domeniu nou. Da, greu de descris chiar primul job, dar de acolo mi-am dat seama că nu are rost să mă stresez după ce scap de la lucru. Da, la lucru îți induce oarecare stres, poate pentru a fi productiv, fiecare acționează diferit sub stres. Dar în același timp am învățat oarecum să mă deconectez și acum nu pot să zic că am undeva aproape de 5 ani de muncă adunați în spate. Chiar dacă nu-s constanți, dar de începând primăvară de la 18 ani am adunat. Atunci oarecum mi-am deprins și experiența asta de care zic. E foarte interesantă munca ca și consilier al unui primar și exact cum spuneai la început, tu nu deții, tu nu ești de fapt angajat, nu ești funcționar public, ci ești funcționar privat, angajat pe într-o instituție publică. Da. Spune-ne puțin care sunt câștigurile financiare pentru o asemenea poziție, aproximativ. Să încep prin aici pe confidențial. Cum zice toată lumea, dacă, dacă îți permite, bineînțeles, sau dacă vrei să-mi împărtășești, un range, adică... Da, o marjă. Da. Ideea e că consilierul unui primar al unei comune, 1600 de locuitori, nu o să aibă salariul consilierului personal al primarului municipiului Târgu Mureș, cu o populație de 140.000 de locuitori. Ok. Și astea prin prisma faptului că te limitează din legitimitatea legea 153 pe 2017, privind personalul plătit din fonduri publice, care oarecum, creează anumite marje. Deci, odată, și literă de lege, și la comune, și așa mai departe, și la municipiu, tu nu poți depăși ca și grad salarial salariul viceprimarului. Deci nu poți câștiga mai mult decât viceprimarul comunei, municipiului, orașului, indiferent. Deci aia e limita maximă. De obicei, de limita respectivă se apropie doar secretarii de municipiu sau de comună sau de oraș. Și atunci, sunt anumite gradații. Odată contează dacă ai studii superioare sau studii medii, că te poți fi încadrat și pe studii medii pe funcția respectivă, nu neapărat să ai studii superioare, și de acolo se pornește formula de calcul, la care se adaugă câți ani vechime de ai în muncă, deci nu neapărat într-o funcție publică, câți ani strict ai în muncă,
După aceea, numărul populației stabilește coeficientul de calcul și se întinde până la limita maximă, care este salariul viceprimarului. Acum pot să zic că eu mă situez undeva între 2500, de unde pornește practic personalul cu studii superioare. Am înțeles. Fără vechime de muncă. Și limita maximă la noi este de 3600 de lei, unde este salariul viceprimarului. Deci cam asta ar fi marja. Am înțeles. Încă un avantaj acum, de ce să nu îl zicem, când lucrezi la stat, niciodată nu o să întâlnească situația de la privat, de a avea un salar brut și un alt salar net, adică care să nu reflecte realitatea. Da. Că de multe ori la privat, știm și noi, și nu-i judec, deci chiar nu-i judec, da. Pentru că ei oricum sunt plătitori de alte sute de mii de taxe și impozite și au alte criterii de îndeplinit. Tu dacă primești un salariu net, nu înseamnă că brutul reflectă aceeași sumă. E bine, la asta nu o să vezi niciodată situația asta. Deci salariul net întotdeauna o să reflecte, sau brutul totdeauna o să reflecte netul, sau netul o să reflecte totdeauna brutul. Fie că e vorba de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 de lei și așa mai departe. De asta de multe ori vedem și în presă anumite salarii colosale de 10, 20, 30 de mii de lei. Acum nu întotdeauna se menționează că și imediat trebuie să-și câștige pâinea, că e brut sau e net. Că nu-i tot una, dacă ai 30 de mii brut, nu înseamnă că e 30 de mii net. Nici pe aproape, deci aproape jumate. Dar, da. Ca și ideea. Da. Vorbeam de studii superioare. Da. Și spuneai că salariul tău se calculează în funcție de studiile superioare, dacă ai sau nu ai studii superioare. Da. Spune-ne puțin, cât de importantă este educația pentru un astfel de job, pentru un consilier al unui primar? Ai nevoie de școală, respectiv facultate, sau nu? Bine, educația e cel mai important factor în orice ceea ce faci, bine. Da, dar uite că în social media nu asta se promovează. Corect. Adică să iau câteva exemple de oameni care au reușit fără școală, nu needucați, fără școală. Da. Care sunt puși pe piedestal și ca un exemplu ca pentru un tinerile exemplu. Generații. Dar acelea sunt maxim 5 persoane. Maxim 5 persoane. Corect. Care sunt genii din punctul meu de vedere. Corect. Dar sau au avut un oarecare background financiar mai bun decât alții. Adică nu înseamnă că dacă tu renunți în clasa 10 la școală și vrei să fii cel mai mare patron, o să se întâmple asta, să fii Bill Gates, de exemplu. Nu Bill Gates, pardon. Steve Jobs. Sau Mark Zuckerberg. Da. Care nici nu și-a terminat. Acum și-a terminat studiile, da. Că i-a promis părinților lui că o să termin facultatea și a terminat. Și după ce a devenit. Da. Și-a construit și-a dat și diploma. Magna cum laude. Da, exact. Dar în același timp consider că educația e un factor important. Cel mai important. Desigur, și numai în administrația publică, în multe instituții publice o să întâlnim funcționari care nu au studii superioare, dar care lucrează de 30 de ani în funcția respectivă. E clar, înainte de 90 și chiar și după 90, o scurtă perioadă de timp, nu multă lume a optat să-și continue studiile. Înainte de 90, mulți sunt cu profesional, a terminat cu profesional, încă un lux, poate mulți cu 10 clase sau 8 clase, cât erau obligatorii. Și nu înseamnă că nu-ți doxă pe ceea ce fac și nu-s foarte bun pe ceea ce fac, pentru că au oarecare, hai să glumim, școala vieții, am încadrat-o așa, dar au oarecare experiență, da. Care le-a clădit până la urma urmei și se reflectă în munca pe care o depuși. O fac foarte bine, poți să facă, tu poți să faci două facultăți, eu trei, și el să ne bage în buzunar, efectiv, da. Pentru că are experiența acumulată. Da. Apoi nu zic că și experiența e un, acum, de intra în altă polemică, un criteriu esențial când angajezi un om. Că da, toată lumea termină facultate și îți cere și experiență când te angajezi, de unde faci experiența. Dar mi se pare că, mai ales dacă mergi, și de fapt nu neapărat, dar dacă continui în domeniul în care ai absolvit, dar din nou am zis, nu e un criteriu imperios necesar, poți să le și alt domeniu, totuși educația îți dă oarecare îndrumare în ceea ce faci și te ajută din mai multe puncte de vedere. Din nou, cum am zis și eu, nu era imperios necesar să termin juridic, deci domeniul științelor juridice, ca să profesez în ceea ce fac. Dar mă ajută în fiecare zi, cum mă confrunt cu fel și fel de spețe, mă ajută. Și oricine a terminat dreptul poate să confirme că dacă termin dreptul nu înseamnă că știi toată legislația, pentru că n-ai cum și se modifică de la zi la zi. Dar cine a învățat dreptul e să
știm unde să căutăm. Ceea ce pentru mine e un factor esențial pentru a-mi ușura mie munca și a soluționa cu celeritate și îndeaproape anumite specii. Da, ăsta e un avantaj pe care poate îl deprinzi în anii de experiență, dar dacă tu nu-ți formezi o oarecare educație, fie că e vorba de educație universitară sau proprie și așa mai departe, nu ai cum să știi cum să gestionezi problemele respective. Deci ăsta e oarecare avantajul educației. Plus că până la urmă urmei, toată lumea își dorește și așa e și cel mai normal și de secolul 21, să avem persoane educate în funcții publice și din funcții publice cheie, dar și funcționari publici educați. Pentru că altfel nu o să putem evolua noi ca și țară și nu o să putem vorbi de digitalizare și alte aspecte care, și alte polemici care chiar nu cred că are rost să le întindem. Dar noi dacă vrem să avem pretenții de Uniunea Europeană, atunci și personal noi trebuie să ne pregătim pentru a îndeplini pretențiile respective. Ceea ce înseamnă că îi educi. Da. Dacă ai fi încă o dată tânăr, dacă aveai încă o dată 15 ani, da, te-ai obligat să faci ceva ce acum îți pare rău că, nu știu, n-ai făcut? Bună întrebare. Poate să învăț mai mult. Adică nu neapărat. Am fost printre primii întotdeauna în liceu. Da, la 15 ani acolo s-a încadrată și reflecție în timp. Da. Și la bacalaureat am avut o notă destul de bună, care mi-a permis să fiu primul la facultate aici în Mureș. Dar poate nu la 15 ani să fi învățat mai mult, ci în facultate. Nu pot să zic. Deci nu e un regret faptul că nu am intrat la Institutul Notarial Român. Singurul meu regret e că nu am știut eu cum să învăț mai eficient și mai bine atunci. Deci, o oarecare autoeducare, să zic așa. Pentru că m-am pierdut la un dat în hârtii, că efectiv niște hârtii și legile scrise pe hârtii și dispozițiile legale. Și m-am pierdut în hârtii respective și nu am mai avut eu o noțiune logică în capul meu. Și poate, dacă aș fi reușit în acele momente să gestionez altfel, acum ar fi avut un alt impact. Poate tot nu eram notar, dar poate m-a ajutat din alt punct de vedere. Deci, niciodată nu strică să îți găsești momentul ăla în care să stai și să reflectezi exact la întrebarea asta și poate nu o faci la 15 ani, o faci la 20 sau la 25 de ani sau la 26, 30. Nu-i târziu niciodată, important e să faci și să-ți dai seama că poți recupera anumite lucruri. Nu cu aceeași eficiență, dar poți recupera anumite lucruri. Pentru că eu, exact ce ai zis tu, am făcut la 23 de ani. După ce am terminat, după ce am picat examenul, am stat și am reflectat și m-am gândit, bun, unde am greșit eu? Hai să îmbunătățesc asta pe parcurs. Și noi în fiecare zi, teoretic, învățăm ceva nou. Și eu la jobul ăsta și tu la jobul tău, înveți ceva nou. Și atunci, dacă reușești să îți dezvolți latura asta de a învăța și asimila, să folosești un scop constructiv, poți obține multe. Asta cred că ar fi. Acum, notele de la școală de multe ori nu reflectă ceea ce... cunoștințele pe care le deții. Și clar și în examene. Și așa mai departe. Scopul acestei serii de podcasturi de la Business to People este să vedem dacă se poate atinge secretul succesului, dacă poți să ajungi pe drumul succesului din postura de angajat. Spune-ne puțin, din experiența ta, crezi că ești pe drumul corect spre a ajunge la succes din punct de vedere profesional sau trebuie neapărat să te faci antreprenor ca să ajungi la succes? Nu mi se pare neapărat că trebuie să te faci antreprenor ca să ajungi la succes. De exemplu, în domeniul în care lucrez eu, e greu să te faci antreprenor ca să deschizi propria primărie, nu poate, ca să ajungi la succes. Și în același timp, succesul e o mindset, o stare de spirit, o chestiune de genul pe care, până la urmă, tu ți-o setezi din perspectiva, din opinia mea. Da, la început aș fi zis că, bun, singura mea stare de succes e dacă ajung notar. Deci ăla e succesul suprem, singura stare. După aceea când, din nou, mă repet, nu am mai încercat să mai dau încă o dată, deci nu am mai încercat să clădesc acel drum spre acest succes de care discutăm și am luat-o pe altă cale, mi-am setat oarecum un nou obiectiv și un nou standard pentru succes pe drumul pe care sunt acum. Și consider că în ideea aceasta, da, mă aflu pe drumul spre succesul pe care l-am recalculat, ca să zic așa, l-am
reintitulat, altfel. Ai schimbat direcția. Am schimbat direcția, dar destinația e aceeași. Da, corect. Multă lume se gândește la succes că dacă își creează un business, reușește să câștige suma X, Y, pe care poate n-a reușit să o câștige în calitate de angajat. Dar e o muncă asiduă în spate, adică clar, nu poți să deschizi azi un business, nu ești milionar. De multe ori, componenta financiară nici nu mai e așa definitorie. Pentru că și sentimentul de succes, cred eu că, nu poți zici că ai atins succesul suprem, poate nici cu nici eu încă, dar în momente, în anumite momente, pe drumul spre succes, ai niște satisfacții pe care le-ai considerat un oarecare succes de moment. Niște checkpoint-uri. Niște checkpoint-uri, exact. Sau succesuri, cum îi place doamnei Eba să zică. Și atunci, aceste checkpoint-uri pot fi un oarecare boost ca să continui spre care respectivă. Întotdeauna pot exista reconfigurări de traseu. Eu, cum am zis și eu, de exemplu, nu înseamnă că niciodată nu o să mai țin examenul de admitere. Poate acum nu mă mai văd făcând în viitor apropiat asta, dar pur și simplu, mâine o să mă trezesc cu un alt mindset, cu altă stare de spirit, să încep o reconfigurare a traseului înspre direcția respectivă sau înspre total altă direcție, pentru că, după cum am zis, multe oportunități se nasc și se iesc în fiecare zi. Și uneori, unele dintre oportunitățile respective nu îți apar de două ori în cale și atunci trebuie gândite bine și calibrate și recalibrată calea, indiferent înspre ce direcție e vorba. Dragoș, îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și pentru că ne-ai răspuns deschis despre ce faci tu la muncă. Pentru mine, ca și concluzie astăzi, eu o să rămân cu faptul că la stat se poate munci, adică poți să ai un job la stat și să muncești. La stat, ca și angajat, poți să pleci. Se poate, da. Dacă nu ești eficient și dacă nu îți respecti îndatoririle, adică nu este obligatoriu să lucrezi la stat și să fii angajat al statului care, odată instalat pe acea poziție, să nu mai plece niciodată. Și cred că, din ce ne-ai spus tu, cred că, de fapt, omul sfințește locul. Da, și dacă vrei să lucrezi și să te dezvolți din punct de vedere profesional, poți să o faci absolut oriunde. La privat, la stat, ca și angajat și ca și antreprenor. Da, atâta timp cât, scuze că întreb, există o voință și o dorință comună care clădesc, din nou, un scop comun, mie mi se pare că, indiferent că lucrezi la stat sau la privat, tu poți să te dezvolți și să dezvolți ceva ce ți-ai propus, da. Din nou. Fiecare cu obiectivul lui. Și ca să te dezvolți, trebuie să o faci din punct de vedere educațional. Corect. Educația nu se oprește nici la 8 clase, nici la 10, la 12, corect, la o facultate, la 3 sau la 2 doctorate. Corect. Ci ea nu se oprește niciodată și în fiecare zi trebuie să avem mindset-ul de a învăța ceva nou. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația mea și pentru că ți-ai luat din timpul tău pentru a ne povesti mai multe despre funcția ta și despre cum poți ajunge consilier al unui primar. Iar în încheiere, vreau să-ți mulțumesc că ai rămas alături de noi până la sfârșit și să-ți spun că așa cum fiecare om de pe această planetă este diferit, așa este și rețeta succesului. Încearcă să-ți găsești propria ta rețetă potrivită personalității tale. Până săptămâna viitoare, nu uita că dacă timpul înseamnă bani, atunci viața ta este o afacere. Ai mare grijă cum o gestionezi. Te salut! Ciao!